Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Sfatul meu, nu încerca să faci ce facem noi. Ne mai iese și prost. Cum a fost atunci când am dat drumul la un iHunt din dronă și era să lovim pe cineva. Și am 100 de metri altitudine, se pregătește să pice. Zici? Da. A căzut! Cade, 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 cade! Aoleu! Asta n-a fost o idee bună. Dar telefonul funcționează, arată la cameră. Da, telefonul funcționează. După care ne-am dus pe un câmp mai mare și am mai dat drumul la un alt iHunt, dar la o înălțime și mai mare. Imaginile vorbesc de la sine. Telefoanele astea sunt în stare să cadă. E undeva pe jos pe acolo. Și sunt în stare să reziste și roții de buldozer, cum dovedesc aceste imagini. Maria, tot îți doreai tu ceva la macadam? Da. Ia! Ia zi vecine, merge? Dă-i înainte! Ia, 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 uite! Ok! Hai Maria, hai să-l vezi! Putem face pavaj cu el! Hai! Am zis, după ce l-am încălcat cu buldozerul, l-am dat drumul din dronă de 2 ori, ce nu am făcut cu un iHunt. Iar acesta este S10 Tank, S10, care vine după, nici măcar nu mai contează, S10 Tank. În condițiile în care nimeni nu mai face telefoane rugged pe piață, cei de la iHunt sunt singurii care mai fac telefoane care rezistă la șocuri. Iar chestia asta nu este o bucată de sticlă, este un iHunt pe care colegul Radu și-a făcut răbdare să îl pună acolo unde este locul. Ce faci, Radu? Încerc să bag telefonul în congelator. De ce? Pentru că putem. Vedem noi mâine ce se întâmplă cu el. Ca să obținem acest bloc mare de gheață, acest iHunt a fost pus la minus 27 de grade. Tu ești sigur că e o idee bună să fac chestia asta? Ia, gata, am scos o bucată. Uite, am scos la iveală primul colț. Asta nu este unboxing, nu? Asta este un de-icing. O, Doamne! Apropo, în fișa tehnică a acestui telefon nu spune că rezistă la înghețat. Iar cei de la iHunt nu ne-au sfătuit să facem acest lucru. Ba chiar dimpotrivă. E apă plată, să știi. Arată foarte, foarte ciudat ciocanul ăsta. Așa, da? Da. Ok. Ah! Ești ok? E ok? Nu prea. Eu îmi pun speranță că telefonul rezistă înăuntru. E încărcat bateria înainte, nu? Îl punem afară pe terasă, îl punem la dezghețat, o oră, 2, cât va fi nevoie. Și vedem după aia ce a ieșit, da? Mă duc, am ceva de lucru și e foarte creepy. Ah, asta este sângele la fake, pe care l-au folosit când cu... Ta-na-na-na. Nu, ăsta e Codrin, clar. L-ai pornit? Nu l-ai pornit încă? Băi, a zis submersibil pe el? Bine, n-a zis că ar trebui să coboare la minus 24 și apoi la plus 24 în 24 de ore. Da, uite, vezi că s-a legat. Minus 24 la plus 24 în 24 de ore. Hai să-l pornim și după aceea vedem dacă continuăm cu acest review. Du-te, mă! Uite-l! Nu mă crezi? Butează. Până când pornește, repede vă arăt ce mai e în cutie, că nu mă aștept să fie foarte mare lucru. Cablu USB la micro USB, cheiță pentru SIM, deci vrea activare, jur. Alimentator de 5V cu 2 amperi. Deci de pornit a pornit. Asta n-a fost pornit înainte, nu? Asta a fost înghețat așa cum am uitat în cutie. Bună ziua, începeți! Conectați-vă la rețeaua mobilă, omiteți. Hai să-i dăm Wi-Fi. Mai merge Wi-Fi-ul în el? Merge Wi-Fi-ul, inclusiv pe 5 GHz, ține-te bine. Touch-ul răspunde. Până când își caute la actualizările, hai să vedem un pic puțin construcția acestui iHunt S10 Tank. Marginea este din aluminiu, prinsă cu șuruburi, butoanele sunt din cauciuc, iar colțurile, toate colțurile sunt protejate de acest cauciuc antișoc. De aceea, chiar dacă este din metal aici, el are șanse foarte mici să se lovească cu partea asta. Întotdeauna colțurile sunt astea, cele care încasează șocurile. Indiferent de ce poziție îl pui, zonele lui de contact sunt cam astea. În partea de sus am acces la una dintre mufele capsulate, ca să zic așa, protejate cu garnitură din cauciuc pentru jack, în care eu sper că n-am ajuns apă. Din câte văd, are o garnitură internă care ar trebui să-l protejeze de apă, doar așa este garantat și la submersie. Adică eu sper că are un tratament în acela cu nano-coating, dar are nevoie în continuare de aceste mufe închise pentru a sta mult sub apă. Și acesta este conectorul micro-USB, de asemenea cu garnitură. Un microfon în partea de jos și încă un microfon în dreptul camerei. Lângă avem LED flash-ul, un spate din policarbonat, zona de difuzor care mă aștept să fie destul de puternică pentru că are multe perforații, vreo 12, logo-ul iHunt și cam atât. Până să adaugă ultimele setări, mă uit la baterie. Tu ziceai că le-ai pus la înghețat cu jumătate din baterie? Are 56%. Deci n-a pierdut baterie cât a stat înghețat? Până când își ia update-urile și le activăm complet, hai să zic despre cea mai bună aplicație prin care poți să comanzi mâncare inclusiv pe un iHunt S10 Tank. HipMenu. HipMenu ne place în primul rând pentru că are poze faine cu mâncare. E foarte ușor să alegi din apropiere restaurantul tău favorit, indiferent că îți place japonez, românesc, italian sau cine știe ce alt soi de mâncare se găsește la tine în zonă. Vei vedea meniurile și vei putea comanda de la restaurante deschise care îți pot livra mâncarea într-un timp rezonabil, în funcție de trafic și de vreme. Îmi place că pot să fac comenzi de grup, sunt preferatele noastre, apeși pur și simplu pe omulețul cu plus și trimiți un link către toți cei cu care vrei să comanzi la un loc. Așa economisești costurile de livrare, iar mâncarea va veni deodată, astfel încât să mâncați de prânz împreună, dacă asta vă doriți. Când lansați comanda, puteți alege dacă fiecare plătește separat cu cardul ori cu cash la livrare. Poți decide să plătești tu pentru toți sau nu. Aplicația este utilă și dacă vrei să comanzi, spre exemplu, mâncare pe care să o ridici tu de la restaurant sau mai nou și ca să ieși în oraș la restaurantele tale favorite. HipMenu este gratuită la descărcare din Google Play sau din Apple App Store. Încă faci update-uri, dar eu mai am lucruri să spun. Pe latura stângă avem slotul pentru SIM și card de memorie, din nou cu o mufă cu garnitură și în interior acolo este un sertar. Și sertarul ăsta metalic, da, subliniez asta, suportă 2 nanosimuri sau un nanosim cu un card microSD, văd bine? Da. Super! Pentru că vei avea nevoie de el, o să zic imediat la stocare. Hai că văd că a început să miște. Nu am vrut să-l agit foarte tare pe acest monstruleț de 210 grame. Se justifică vreo cele 40 de grame în plus față de un telefon obișnuit datorită metalului și policarbonatului ceva mai gros. De aceea, că tot vorbim de grosime, trebuie să zic că ajunge la 13 mm grosime. Nu e un telefon obișnuit sexy și fragil, ci o bestie care te poți și apăra la nevoie de orice fel de bestie te poți întâlni pe șantier. Cu 2 sau cu 4 picioare. Despre rezistență v-am povestit deja. Se declară IP68 pe el și nouă ne-a confirmat. A rezistat nu doar la apă, dar la apă care a înghețat pe el și l-am băgat cu totul într-o cărămidă de gheață, de a fost nevoie să începem review-ul ieri și să-l terminăm astăzi. Însă nu te încurajăm să o faci foarte des. E mai degrabă rezistent la șocuri, mai ales la căzături. Ecranul este și el suficient de rezistent, dar nu extraordinar, că nu este safir și chiar dacă îl pui cu fața jos, latura aceasta o să încerce să protejeze ecranul. Însă ecranul fiind din sticlă, cu siguranță va cliva, va crăpa dacă lovești cu ceva ascuțit. Avem 5 inci în diagonală cu o rezoluție HD, adică 1280x720p. Uite, hai să și deschidem puțin ca să vezi cam cât de mult se deschide într-un browser. Uite, cam așa se deschide și site-ul celor de la iHunt pe telefon. Este într-un format 16:9, un ecran care era top of the line acum 4-5 ani, dar pentru un astfel de telefon, pentru toată ziua, pentru muncă, nu pentru stat prea mult, s-ar putea să fie o idee bună. Sunt totuși curios cât de bine se vede video pe el, pentru că știu că mulți oameni când se duc la muncă cu un astfel de telefon ar vrea să asculte muzică și mulți o ascultă chiar de pe YouTube, deși ar trebui să afle că mai există aplicații de muzică gratuită, cum ar fi SoundCloud sau Spotify Free. Uite-l pe Răzvan cu Simona Halep. Și acest episod este special în felul lui, căci vorbim despre cât costă să fii Simona Halep. De fapt, cât costă formarea unui jucător profesionist de tenis. Avantajul unui ecran de acest fel, chiar dacă este doar de 5,5 în 2019, având formatul ăsta de 16:9, te lasă să vezi la fel de mult video ca un ecran de 6 inch în format 18:9, pentru că video se scalează corect și complet pe tot ecranul și nu-ți mai rămân marginile acelea negre de pe capete. De auzit, se aude tare. Cu rezultate în tenisul feminin. Merită amintite. O să-l auzi chiar și peste o bormașină. Radu este vecinul din iad. Dar bate oricare alt telefon. Dar nu bate bormașina, asta am stabilit. E bine că e clar, da? Repede despre platforma tehnică, care în cazul unui astfel de telefon ar trebui să conteze, dar nu extraordinar de mult. Pentru că scopul lui în viață este să reziste, să se audă și să vezi pe el în condiții, spuneam, de praf, de o zonă mai dificilă. Dar dacă vrei să știi și niște specificații tehnice absolut neinteresante, aici avem un MediaTek 6739 cu 2 GB de RAM. Nu este mare lucru de el, este doar un 1,3 GHz cu 4 nuclee, dar în viața de zi cu zi se va dovedi puțin hămesit după curent. Stocarea este plăpândă. Din cei 16 GB declarați, mai sunt doar vreo 10,5 disponibili după ce s-a întins Android-ul și cu o parte din aplicațiile preinstalate. Un card de memorie se impune dacă vrei mai mult de atât, deși dacă nu prea faci tu poze, pentru poze s-ar putea să fie ok, pentru video va fi o problemă. Dar ca să ții spațiul de stocare sub control, vei avea nevoie de conectivitate și noi îți recomandăm măcar Google Photos ca să-ți stochezi pozele în cloud și să le ștergi de pe telefon. Și pentru asta avem Wi-Fi, cum îți spuneam, până la 5 GHz, ceea ce e o chestie interesantă pe zona asta de preț, și este și 4G, dar cu Cat 4, până la 150 de megabiți. Oricum nu am văzut operator de la noi care să dea mai mult de atât. Poate într-un viitor apropiat. Cameră. Nu am așteptări mari, dar hai să vedem cât de puțin mare ar trebui să fie. Aplicația de cameră este stock de la Android și am câteva opțiuni de setare de locație, GPS, expunere, moțiune și așa mai departe. Pe mine mă interesează dacă pot să controlez rezoluția. 8 megapixel pe fotografie sau pot să trag până la 40 de cadre în continuu. Și hai să facem o poză către studio. Deci s-a focalizat pe față, de asta că se vede din mână de la tine. Băi, se vede, dar nu foarte clar. Oricum, e o cameră decentă. La 8 megapixel, CMOS, cu un pic de autofocus, e ok. Să trimiți niște poze, să arăți cum merge lucrarea, să trimiți o poză la nevastă, să demonstrezi că ești la muncă, probleme de genul ăsta. Și da, o să meargă și navigația pe el, și aplicația de muzică, și să dai un pic pe Facebook dacă ai nevoie. Aplicații preinstalate, suita de la Google și în rest o aplicație de înregistrare, radio FM cu căști care nu sunt în pachet și cam atât. Foarte clean, foarte puțin. De-aia mă și miră că a avut nevoie de 5 GB și jumătate doar sistemul de operare și, bine, și algoritmii de compresie. Fie ziua de muncă cât de lungă, tot trebuie să socializezi și atunci va trebui să mai trimiți câte un selfie. Să-ți faci un selfie de pe șantier. Băi, deci n-are beauty. Și dacă ai lumină pe șantier o să iasă ok, dar în lumină scăzută, ia fă-ți tu o poză acolo în întunericimea aia, până când le zic eu despre baterie. Baterie 4000 de mAh, Pe segmentul ăsta de preț este wow, este foarte bine și o să se încarce cu încărcătorul din cutie în vreo 2 ore și jumătate. O să te ajungă cel puțin o zi de muncă, chiar dacă pui muzică și faci alte chestii pe el. Cel mai repede o să se descarce dacă te uiți la video, dar nu extraordinar de mult pentru că rezoluția e destul de limitată. Uite, cam așa arată, era să zic Dorel. Nu e foarte clar și într-o lumină complicată pozele cu camera frontală nu sunt cele mai bune. Sfatul nostru, orice cameră poate face poze foarte bune cu o singură condiție, lumina să cadă pe fața ta. Orice s-ar întâmpla în încăperea aia, întoarce-te astfel încât să-ți bată soarele în ochi sau lampa. Și atunci pozele o să-ți iasă mult mai bine dacă tu vrei să te vezi bine. Trebuie să vă zic de preț. După toate lucrurile pe care le-ați văzut astăzi, credeți că merită 599? Da, ai auzit bine. 1 leu mai puțin, sub 600 de lei, pentru un astfel de telefon care trebuie să reziste, adică un ecran de telefon de top e cel puțin dublu la preț. Eu o știu asta. În rest, nu am așteptări foarte mari de la el, nici tu nu ar trebui să ai foarte mari, trebuie să-l iei pentru ceea ce poate să facă, să te ține conectat cu restul lumii, inclusiv prin 4G sau prin Wi-Fi rapid, se aude tare, se vede bine în lumină puternică, poate să stea în același loc cu sandwich-ul tău, poți să îl pierzi prin șantier, în noroi sau în zăpadă, să-l recuperezi, să-l speli și apoi să-l folosești din nou și pentru chestia asta eu cred că merită o recomandare. Pe alalte înainte l-au călcat buldozerul, a căzut din dronă, pe ăsta l-am băgat în gheață. Ce experiment am mai putea face cu telefoanele astea rugged? E clar că tehnologia a avansat suficient de mult încât producătorii le pot face cu adevărat rezistente și cu baterie mare, dar și ieftine, câte vreme taie puternic din performanța de top, de care chiar nu ai nevoie dacă te ții serios de treabă, că doar nu o să te apuci să joci PUBG pe el în loc să dai la bor mașină, nu-i așa? Cam atât despre acest iHunt S10 Tank. Așteptăm impresiile tale despre el mai jos la comentarii. Nu uita să ne dai un like, un share și un subscribe și până data viitoare, numai bine dacă ți iei și sticky pad la el. Mai ales dacă te duci cu telefonul ăsta pe un șantier din străinătate, să se știe că ești un meșter de calitate, o să-ți pui sticky pad cu România. Știi că meșterii români sunt apreciați în străinătate. Și te duci pe șantier, tocmai ce ai finalizat să pui faianța în baie și lipești pe ăsta pe faianță. Și fii atent, într-un fel se aude când îl pui pe jos, într-un fel se aude când îl pui pe perete. Uite, o să deschid niște muzică. Dacă ți se pare că se aude tare acum. Și poți să lipești pe perete și să-i arăți șefului cu video pe WhatsApp sau pe Facebook sau pe Skype cum merge lucrarea. Exact, și pe aia mai vărești o dată dacă e nevoie. Poți să vărești și peste el și după aia îl speli. Nu știu de ce nu mi-am amintit de asta mai devreme.